Acordăm atenție unui cuvânt din Scriptură pe care îl citesc la sărbătoarea aceasta din cartea Nemia, mai întâi din capitolul 4, primele trei versete, și apoi din capitolul 12, de la versetul 27. Pagina 500, Nemia, capitolul 4, începând cu primul verset. Când a auzit Sambalat că zidim, iarăși zidul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Și a bătut joc de iudei și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei. La ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viața unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Tobia Amonitul era lângă el și a zis, să zidească numai. Dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Capitolul 12, începând cu versetul 27. La sfințirea zidurilor Ierusalimului au chemat pe leviți din toate locurile în care locuiau și au adus la Ierusalim ca să prăznuiască sfințirea și sărbătoarea cu laude și cântări în sune de chimvale, alăute și arpe. Fii cântăreților s-au strâns din împrejurimile Ierusalimului, din satele suritorilor templului, din Bet Gilgal și din Ținutul Ghebeș din Azmavet, căci cântăreții zid zidii se răsate împrejurul Ierusalimului. Prioții și leviții s-au curățit și au curățit și pe popor porțile și zidul. Am suit pe zid pe căpetenile lui Iuda și am făcut două coruri mari. Cel dintre a pornit pe partea dreaptă a zidului, spre poarta gunoiului, versetul 38. Al doilea cor a pornit spre stânga. În urma lui veneam eu cu cealaltă jumătate din popor pe zid. Trecând pe deasupra turnului cuptoarelor, au mers până la zidul celat, apoi pe deasupra porțiului Efraim pe deasupra porții cele vechi, pe deasupra porții peștilor, pe deasupra turnului Hananael și pe deasupra turnului Mea, până la poarta oilor și s-a oprit la poarta temniței. Cele două coruri s-au oprit în casa lui Dumnezeu și tot așa și eu și dregătorii care au cu mine și preoții Eliakim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania, cu Trâmbițe, Masera, Shemaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam și Ezer, Cântăreții și-au înălțat glasul cârmuiți de Israhia. În ziua aceea s-au adus multe jerte și a fost mare bucurie, căci Dumnezeu dăduse poporului o mare picină de bucurie. Se bucurau și femeile și copiii și strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau până departe. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Ați cântat ceva mai devreme, o cântare, penultima cântare pe care ați cântat-o, și ați spus în cântarea aceasta să nu uiți să fiu mulțumitor pentru spini, și pentru răni, și pentru urma lor. Vă rog să nu uitați mesajul acesta. Pentru că slujirea pentru Dumnezeu înseamnă uneori și spini, înseamnă și răni, care lasă urme. Vă spun ca unul care am trecut prin episoade de felul acesta, uneori aproape gata să abandonez. Spin și răni și urmele lor. Numai că Dumnezeu este acel care ne-a chemat și așteaptă să mergem înainte și Dumnezeu să vă binecuvinteze să puteți merge înainte. Și suntem la sărbătoarea aceasta să lăudăm pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut până acum cu corul bisericii, dar și să ne încurajăm să mergem mai departe. Dumnezeu să vă ajute, frați și surori, care sunteți chemați să slujiți în corul bisericii. Ieri am avut o discuție la telefon cu un prieten de-al meu cu care mai discut din când în când la telefon. Am povestit din Scriptură, printre altele, am povestit și despre slujba de astăzi. Mi-a spus ce slujba au la biserică, i-a spus ca ce avem noi la biserică. Sărbătoarea corului. Și mi-a zis așa, predici despre cântare, deci nu? Și am zis, nu chiar, nu chiar, dar totuși în contextul acesta. Pentru că atunci când am citit cuvântul din Scriptură, din cartea profetului Nemea și ați auzit despre ziduri, despre porți, despre sfințirea zidurilor, poate că v-ați întrebat ce rost are textul acesta într-o zi de sărbătoare când e vorba de sărbătoarea corului. Și totuși are. Dumnezeu să ne binecuvânteze să primim mesajul lui Dumnezeu. Dragii mei, era sărbătoare la Ierusalim. O sărbătoare foarte bine pregătită. Și bine pregătită nu doar din punct de vedere organizatoric. Să se știe fiecare ce locare, ce contribuție are în programul respectiv. Foarte bine pregătită din punct de vedere organizatoric, dar nu numai. Suntem la sărbătoare în locul acesta, o sărbătoare foarte bine pregătită. Am venit cu câteva zile înainte acest desfășurător. La punct. Și așa s-a derulat. Organizatoric foarte bine pregătită. Numai că sărbătoarea de la Ierusalim n-a fost doar pregătită bine organizatoric, ci pregătită bine spiritual. Leviții, preoții, tot poporul, spune Sfânta Scriptură, s-au curățit, adică s-au sfințit înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă se uiteau la niște ziduri care a lucrarea pe care Dumnezeu i-a ajutat să o facă, ei se gândeau la Dumnezeul care i-a ajutat și Dumnezeul căruia trebuie să i înalțe uh, glorie și slavă și mulțumire. Și s-au sfințit. Cred că și din punctul acesta de vedere, corul sărbătorii a încercat să facă o pregătire spirituală. Dar sărbătoarea de la Ierusalim n-a fost doar o sărbătoare bine pregătită, a fost o sărbătoare mobilizatoare. Au venit oameni, au venit cântăreți din jurul Ierusalimului, din locurile unde și-au făcut casele și aveau locuințele, s-au mobilizat să vină la Ierusalim la sărbătoare. Vreau să vă întreb, s-a întâmplat ceva cam așa și astăzi? Mobilizat oameni care nu sunt membri în biserica aceasta. N-au locuința în cartierul acesta. Poate nici măcar în orașul acesta. Dar pentru că e sărbătoare s-au mobilizat și au venit aici. Și vreau să vă apreciez pe toți care ați făcut lucrul acesta. Sărbătoarea de la a fost bine pregătită, a fost mobilizatoare, dar a fost entuziasmantă. A fost o anumită însuflețire, o anumită înflăcărare lăuntrică. S-au s -au înălțat, dragii mei, cu glasul cântărilor lor spre Dumnezeu, așa de entuziasmați au fost încât, dragii s-au auzit până de departe, spune Sfânta Scriptură. Numai că aș vrea să pun o întrebare, luându-mă din textul acesta și apoi aducând întrebarea la, la noi astăzi, la, aceasta, la aplicația de astăzi. Ce sărbătoreau ei de fapt la Ierusalim? Faceți și surori. Ce sărbătoreau? Corești. Au terminat zidul care înconjura cetatea Ierusalimului. După momentul acela în care a fost distrusă toată cetatea, dragii mei, și poporul dus în robie, a venit o altă perioadă când s-au întors să zidească zidurile. Nemia a venit și a condus lucrurile acestea. Le-au terminat. Și atunci ziceți, bine, dar ce are asta cu noi? Nu suntem să construim biserica, să fi construit biserica, de a Domnul să vină vremea aceea. Dar ascultați-mă, ei nu sărbătoreau la Ierusalim doar faptul că au terminat niște ziduri. Au terminat o lucrare, sau aș spune eu mai bine zis, au terminat un lucru bine făcut. De unde am tras concluzia asta? Nu degeaba am citit în capitolul 4 că spune Sfânta Scriptură că vrăjmașii care au început să-și bată joc de ei. Era acolo unul pe nume Tobia care a zis așa: Să se suie numai o vulpe și va dărâma zidurile pe care le-au făcut ei. Adică ce-au făcut ei nu este ceva bine făcut. Ceva durabil, ceva care să reziste. Nu este ceva rezistent. Nu e o lucrare bine făcută. O vulpe, dacă se suie, dă zidurile. Vă dați seama ce a fost în capul acestui om. Pentru că o lucrare bine făcută rezistă. Sunteți de acord? faceți surori. Rezistă în timp și rezistă în fața împotrivirilor, în fața luptelor, în fața uh, celor care se opun la o asemenea lucrare. Ei, dragii mei, lucrarea asta durează de 60 de ani. Și vă spunem ceva mai devreme ceea ce am constatat ca unul care am cântat în corul acesta, când era adicuc dirijor aici. Și apoi am observat chiar dacă n-am cântat în cor, am fost în mediul acesta, aproape de ei aici. Ceea ce am constatat că este o preocupare pentru lucru bine făcut. viți să fie numele lui Dumnezeu! Și dragii mei, despre asta vreau să predic în această dimineață sărbătoarea lucrului bine făcut. Și Dumnezeu să ne ajute să pricepem că pentru Dumnezeu trebuie lucru bine făcut. E o lucrare bine făcută. Dacă s-a făcut până acum, dragii mei, cu această atenție spre detalii, să fie ceva bine făcut, Dumnezeu să ajute și pe mai departe, nu doar cântarea corului. Lucrarea pentru Dumnezeu să fie un lucru bine făcut. Sărbătoarea lucrului bine făcut. Întrebarea pe care mi-am pus-o când am citit cuvântul acesta lui Dumnezeu a fost următoarea. Cum este, cum arată un lucru bine făcut? Sau, care sunt condițiile unui lucru bine făcut? A unei lucrări pentru Dumnezeu bine făcută. Dragii mei, un lucru bine făcut, și ascultați-mă bine, începe cu rugăciune și este susținut cu rugăciune. Și repet, un lucru bine făcut începe cu rugăciune și este susținut cu rugăciune. Mă, nu știu câte dintre, dintre dumneavoastră ați citit foarte recent cartea Nemia. Ieri, al ieri, luna asta, luna trecută. Nu puteți să nu observați că lucrarea asta de la Ierusalim a început cu rugăciune. Când auzi Nemia veștile de la Ierusalim, că poporul acela este în nenorocire acolo, că zidurile sunt dărâmate, dragii mei. Omul ăsta, zice Sfânta Scriptură, a stat jos, a plâns, a postit și a început să se roage lui Dumnezeu. Așa a început lucrarea. Cum începe lucrarea corului? Cum a început lucrarea corului? Cum dacă răscolim istoria acestui cor? E acolo rugăciune, nu? Câți-l știu, nu știu câți-l știu pe fratele Leonaș Pop. Puțin l-am cunoscut. A fost un păstor, zicea Adicuc, a fost dirijor, a fost compozitor, dar a fost și om al rugăciunii. Și ascultați-mă, orice lucru bine făcut în lucrarea lui Dumnezeu trebuie să înceapă cu rugăciune. Și trebuie susținut cu rugăciune. Pentru că atunci când Nemia s-a dus la împăratul, avea fața posomărâtă, împăratul s-a uitat de la el și a zis, ce ai, Nemia? Nu, e o întrisare a inimii. Și a zis, a zis Nemia, cum să nu fiu trist când cetatea unde zmormintele părinților mei acolo în ruină? Zace în ruină. Și a zis împăratul așa, ce ceri? Știi ce spune Sfânta Scriptură în Cartea Nemia, capitolul 2? Când stăm în fața acestei întrebări, Nemia, când împăratul îi pune o întrebare la care nu se aștepta, spune Sfânta Scriptură, Nemia zice așa, m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, dacă găsește cu cale împăratul, să-mi dea voie să mă duc. M-am rugat lui Dumnezeu. Începe cu rugăciune și este susținută cu rugăciune. Și ajunge la Ierusalim. Și încep lucrările și vin dușmanii, vin vrăjmașii. Și spune în capitolul 4, mi se pare, dragii mei, zice așa. Când au venit vrăjmașii, ne-am rugat lui Dumnezeu și am pus o strajă. Ca să poată continua lucrarea. Dragii mei, rugăciunea asta care, cu care începe lucrarea și care susține lucrarea sau lucrul bine făcut, dragii mei, este expresia faptului că ai în inimă ceva ce te preocupă. Vreau să vă întreb. Nemi avea în inimă ceva care îl preocupa. Era paharnic, avea, asta era jobul, asta era slujba lui. La, se ducea la împăratul, îi turna, îi turna vinul în, în pahar la împăratul. Și poate mai gusta el să nu fie otrăvit împăratul. Da? Avea serviciul lui, avea viața lui de fiecare zi. Dragii mei, avea în inimă un lucru care îl preocupa. Era chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o să se ducă și să conducă lucrările acelea de zidire ale zidului. Dragii mei, vreau să vă, vă spun așa, vă veți ruga lui Dumnezeu pentru corul acesta, că lucrarea asta va fi pe inimă să vă preocupe. Știți? Nu se poate altfel. E un lucru pe care îl ai pe inimă și te preocupă. Rugăciunea asta, dragii mei, este expresia faptului că în orice circunstanțe de viață, dacă mă refer la slujire, știi încotro să-ți îndrepți atenția. Veniți la cor să cântați. Slavă Domnului! Vă puteți uita la abilitățile voastre. Vă puteți uita la talentele voastre, vă puteți uita la, la educația voastră, la experiența pe care o aveți, sau vă puteți uita la Dumnezeu. Deci, mei, abilități, talente, educație, experiență, extraordinar, slavă Domnului pentru asta. Dar atunci când vrei să fie un lucru bine făcut dincolo de abilități, de educație, de talente, de experiență, de viață, dragii mei, trebuie să fie Dumnezeu acolo, prezent acolo. Și mă îndrept spre Dumnezeu. Nemia a făcut lucrul acesta, a știut încotro să se îndrepte. Nemia avea pe inima această lucrare... Pentru că Dumnezeu i-a pus-o acolo. Și spune Sfânta Scriptură că uh, s-a dus la Ierusalim, a luat niște oameni de acolo de la Ierusalim și a început să colinde noaptea, uh, să de noaptea cetatea să vadă cam cum stă, stă locul în cetate. Dar n-am spus ce mi-a pus Dumnezeu pe inimă. Avea acolo că i-a pus Dumnezeu pe inimă. Și a să se uite spre Dumnezeu. Dar această rugăciune, dragii mei, pentru un lucru bine făcut, înseamnă, Expresia unor așteptări de la Dumnezeu. Frate și surori, noi venim aici la biserică și ne rugăm în birou sau ne rugăm aici când ajungem în casa lui Dumnezeu sau am, am mai pierdut din, din obiceiul acesta, dar ne rugăm la începutul slujirii. Vă rugați la începutul repetiției de cor. Dar de ce o facem? Că ne-am obișnuit. Că nu putem, doar nu suntem păgâni, nu putem începe fără rugăciune. Dacă ne rugăm, dragii mei, la începutul repetiției sau dacă ne rugăm în timpul repetiției, ca niște oameni care, care ne orientăm spre Dumnezeu, ce așteptăm de la Dumnezeu? Sau nu așteptăm nimic de la Dumnezeu? Nimia, când s-a rugat lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta care a fost bine făcut într-un final, dragii mei, aștepta de la Dumnezeu ca Dumnezeu să umble la inima Omului de care depindea lucrarea asta. Inima împăratului. Vreau să vă întreb. A răspuns Dumnezeu aceste rugăciuni? A umblat Dumnezeu la inima omului de care depindea această lucrare. Nici prin cap nu i-a trecut lui Nemia că împăratul ăsta o să-i dea un concediu prelugit. Că îi va pune întrebarea ce vrei să fac, Nemia? Ce, ce cere? Și împăratul i-a dat concediu, împăratul i-a dat scrisori ca să poată trece pe, pe, la toate granițele, dragii mei, să lase să intre în Ierusalim. Împăratul a dat scrisori ca să poată obține lemne din pădurea împăratului. Cine a umblat la inima împăratului? Frați și zororii. Dumnezeul spre care Nemia s-a îndreptat cu așteptările lui. Dumnezeu a binecuvântat această lucrare pentru că Nemia știut să se roage și să susțină lucrarea cu rugăciune. Avea, avea așteptări de la Dumnezeu. Dar, dragii mei, n-a așteptat doar să, să uh, miște Dumnezeu in inima celui de care depinde lucrarea. S-a rugat lui Dumnezeu și a așteptat ca Dumnezeu să umble la inima celor cu care trebuia să lucreze. Ma, stai aici în față un dirijor. Nu contează care. Și sunteți voi corești. Credeți că dirijorul sau Păstorul, dacă vreți, care stă în fața bisericii. Are nevoie ca Dumnezeu să-l asculte, să umble la inima celor cu care lucrează, dirijorul sau Păstorul. Credeți în lucrul acesta? Ca lucrul să fie bine făcut, dragii mei. Dumnezeu trebuie să umble la inima celor cu care se lucrează. Și s-a dus Nemia la Ierusalim. Oamenii de acolo trăiau în sărăcie, erau fără ziduri, fără protecție, s-a adresat probabil unor care mai conduceau comunitatea de oameni de acolo și a luat cu el și spune Sfânta Scriptură că Nemia le-a istorisit cu mâna bună a Domnului a fost cu el. Știți ce au spus cei cu care Nemia trebuia să lucreze? Haideți să ne ridicăm să zidim. S-au întărit în această hotărâre bună și au zis, hai să facem! Haideți să lucrăm! Pentru că, dragii mei, rugăciunea lui Nemia n-a rămas fără răspuns. Nemia putea să vină la Ierusalim, dragii mei, să găsească ostilitate, tot să întoarcă spatele și el singur n-ar fi putut să facă lucrarea asta. Avea nevoie să lucreze cu cineva. Dar cine să-i mobilizeze? Cine să motiveze? Cine să le miște inima? Și când s-a rugat Nemia lui Dumnezeu, Dumnezeu a lucrat la inima împăratului și a lucrat la inima celor din popor Dumnezeu se lucreze și la inima celor din cor deci lucru bine făcut începe cu rugăciune și este susținut de rugăciune în al doilea rând lucru bine făcut cere inimă. spuneam ceva mai devreme de abilități de educație de uh, talente experiență Dragii mei, abilitățile, educația, talentele, experiența pot da o anumită calitate lucrării pe care o facem. Și slăvesc pe Dumnezeu pentru această preocupare pentru calitate, dragii mei. Pentru că pentru Dumnezeu trebuie să facem ce este mai bine. Numai că, dragii mei, atunci când cineva se uită de afară. Au fost aici la un anumit eveniment al bisericii niște profesori de la conservator. Nu le-a venit să creadă că aici sunt amatori. Au crezut că sunt profesioniști. Din cauza preocupării pentru calitate. Dar, dragii mei, când faci slujbă pentru Dumnezeu, slujire pentru Dumnezeu, dincolo de abilități și talente și educație și experiență, trebuie să fie inimă pentru Dumnezeu să pui inimă pentru Dumnezeu. Și vă spuneam despre Nemia că avea pe inimă ca o povară lucrarea pe care trebuia să o facă la Ierusalim. Vreau să vă întreb, dumneavoastră cei care cântați în cor, aveți inima așa împovărată din cauza acestei lucrări? Aveți sau nu aveți? Să puneți inimă Că sunteți mulți cu pregătire în domeniul muzical. Sunteți mulți care ați mai cântat cine știe pe unde sau mai cântați cine știe pe unde. Aveți o anumită experiență. Pe lângă toate acestea care sunt bune, dragii mei, trebuie să fie inima pusă pentru Dumnezeu. Și inima asta pusă pentru Dumnezeu vă ajută să depășiți uneori comoditatea. Știți că sunt mulți care se lasă de slujirea corului sau nu numai de slujirea corului, de slujire în general din cauza comodității? Că trebuie să depui efort. Că trebuie să faci sacrificii. Că trebuie să lași pe una să o faci pe asta. Că trebuie să-ți aranjezi prioritățile. Și decât să ți le aranjezi și să pui lucrarea asta înaintea lui Dumnezeu, să o ai pe inimă, mai bine o pui deoparte și faci altceva. Poate te odihnești și o odihn are rostul ei. Nu nega asta. Dar lucrarea lui Dumnezeu, dragii mei, este consumatoare de energie și consumatoare de timp. Mă vreau să vă întreb, nemia omul ăsta, nu putea să stea liniștit acolo în capitală lângă împăratul, să-și facă jobul acolo la curtea împăratului, nu putea sta acolo. Liniștit. Avea de toate. N-avea bătaie de cap. Dar când Dumnezeu a pus pe inima lui această lucrare, dragii mei, și l-a cucerit, omul ăsta a fost dispus să se ducă de la, de, la, de la capitala unde era atunci până la Ierusalim, o cale nu prea 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 scurtă la niște oameni săraci. Și o spune Sfânta Scriptură că el a renunțat și la, hai să zic, salariu. salariu. Da, era ceea ce se cuvenea dregătorului. Am renunțat la venitul ăla care se cuvenea dregătorului, spunea Nemia aici. N-am vrut să primesc venitul ăla. Mi se cuvenea, cum zice Pavel mai târziu, că am renunțat la ceea ce mi se cuvenea pentru că predică Evanghelia. Am renunțat. Am făcut sacrificii. Pentru că are inimă pentru Dumnezeu. Are inimă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu se face cu inimă. Depășești starea aceea de comoditate, de comoditate, poate chiar de nepăsare spirituală. Și te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Deci mai trăim într-o perioadă în care foarte puțini sunt dispuși să depună sacrificii pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dacă mai rămâne timp, o fac și pe asta. Dacă mai rămâne timp, mă implic și în asta. Dar dacă mai rămâne timp, și dragii mei, constatăm că rămâne prea puțin timp să o mai facem și pe asta, că trebuie să luăm de undeva. Și de unde luăm? Deci, dragii mei, lucru bine făcut cere inimă. În al treilea rând, lucru bine făcut cere unitate. Mă, vreau să vă întreb, din ceea ce am citit în această dimineață și poate din ceea ce ați citit dumneavoastră în lectura noastră uh, obișnuită când citiți din Biblie, câți au lucrat la uh, zidul acesta? Nu cer un număr. Toți. În dreptul casei lui a zidit ăsta, în dreptul casei lui ăsta, în dreptul casei lui celălalt, pentru că a fost această mobilizare generală. Ori, frații mei, o lucrare nu se poate face de către mai mulți dacă nu există unitate. Sunteți de acord cu mine? Și ascultați-mă. Cine este responsabil pentru unitate? Într-o biserică. Cine? O să ziceți păstorul. E, are și el comitetul. Cine e responsabil, bună pentru pentru unitatea corului. Frați dirijori, e nevoie de unitate în cor. Un lucru bine făcut cere unitate. Ascultați-mă bine. Și cine este responsabil pentru unitatea unui colectiv care lucrează la același obiectiv? Cine este responsabil? Unitatea este aportul fiecăruia dintre noi. Cred că v-am mai spus dumneavoastră, am citit despre un păstor care a fost întrebat odată câți membri activi are în biserică. Și când cineva pune întrebarea asta, se referă la procentul din totalul de membri care vin la biserică, care sunt implicați în ceva. De regulă, e un anumit procent din totalitatea membrilor care sunt foarte activi, care fac ceva. Restul așa se pierde pe la coada oștirii. Păstorul ăsta a spus așa, la noi în biserică toți sunt activi o parte lucrează alături de mine și o parte lucrează împotriva mea. Înțelegeți? Când o parte lucrează alături și o parte lucrează împotrivă, e o mare problemă. S-ar putea lucrarea să meargă cu frâna trasă sau să nu meargă. Pentru că un lucru bine făcut, dragii mei, cere unitate. Unitatea este aportul fiecăruia dintre noi mă rog pentru unitate. Veghez asupra mea însum sau însămi să nu fiu o persoană conflictuală. Ați întâlnit persoane conflictuale? Frate și Nimic nu bine. Din temir ce, imediat se tensionează lucrurile. Dacă, dacă am această responsabilitate să lucrez într-o colectivitate care se numește cor sau ce vreți dumneavoastră, și mă știu o asemenea persoană conflictuală, trebuie să veghez asupra mea însumi. Luați seama bine, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă desparte de Dumnezeu. Dacă inima rea te desparte de Dumnezeu, te desparte și de cel de lângă tine. Ascultați-mă bine. N-ai cum să faci bine un lucru, să fie un lucru bine făcut, Într-o comunitate, dacă nu există unitate, și unitatea este aportul fiecăruia dintre noi. Unitatea, dragii mei, înseamnă, printre altele, să fi dispus la colaborare. Nu, este aici, în, în, în Cartea Nemia, un capitol întreg și ascultați-l: capitolul acesta, nu o să vi-l citesc pentru că e mai lung, un capitol întreg în care expresia aceasta, alături de apare de cel puțin 10 ori. A lucrat alături de, a lucrat alături de, a lucrat alături de. vreau să vă spun ceva. Cei care au lucrat la zidul Ierusalimului nu erau profesioniști, erau zidari de meserie. Erau niște amatori, dar aveau inimă. Corul ăsta nu i făcut din profesioniști, e din amatori. Nu asta e profesia lor. Nu i școala lor asta. Poate nu toți. Și categorii, nu toți au făcut muzică. Dragii deci, mei, dar trebuie să fii dispus dacă vrei să lucrezi la unitate, să colaborezi cu amatorul de lângă tine. E diferit de tine. Gândește diferit. Evaluează diferit. Are preferințe muzicale diferite. Îi place ce, ce, o, o, piesă care ți nu-ți place. S-ar putea. Dar trebuie să fii dispus să lucrezi cu cel de lângă tine. Așa cum au lucrat ei de aici. Alături de, alături de, alături de. Și pot să fac lucrul acesta, dragi mei, știind chiar diferiți de suntem. Și suntem diferiți. Avem ceva în comun. Ne-a adus Dumnezeu în aceeași comunitate de oameni mântuiți? Și ne-a făcut Dumnezeu o chemare. Și așa cum zice Biblia, unul i-a dat un talent, altul i-a dat doi, altul i-a dat cinci, dar pe toți și cu un talent și cu doi și cu cinci talanți i-a pus să lucreze pentru același obiectiv, pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă în corul acesta, dragii mei, nu sunt toți cu cinci talanți, frate Iosif, cu doi sau cu unul, ar trebui să lucreze împreună pentru același obiectiv. Slava lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu, dragii mei. Zidirea sufletească a celor care sunt aici în biserică ar trebui să lucreze în colaborare cu cel de lângă el. Dumnezeu să binecuvinteze. Mă grăbesc să mai spun un lucru, dragii mei, și apoi să închei. În al patrulea rând. Un lucru bine făcut cere perseverență. 60 de ani e o viață de om. 60 de ani înseamnă multe experiențe înseamnă când pe val, când sub val. Înseamnă când apreciere, înseamnă când critică. Înseamnă 60 de ani, dragii mei, momente când, când biserica s-a rugat și, și a apreciat lucrarea și au fost momente, dragii mei, în care a fost și opoziție. Și va fi. Spune Sfânta Scriptură că după ce oamenii aceștia au început să lucreze, să zidească, s-a ridicat critica. V-am citit din capitolul 4. Opoziția, șmecheriile, că chemau pe nemea să se ducă să intre în templul lui Dumnezeu, să păcătuiască și apoi să se afecteze imaginea, dragii mei, bunul nume, pentru ca să afecteze lucrarea. În mijlocul acestei opoziții, lucrul acesta a fost bine făcut pentru că oamenii aceștia au perseverat. S-au dus înainte. Și perseverența, frați și surori, este legată de o preocupare predominantă sau dominantă. Ceva îți domină ființa. Ceva, dragii mei, îți umple inima te apasă înăuntrul tău, e, e ceea ce, ce ai în mintea ta, ai în vorbele tale, e gândirea predominantă, preocuparea predominantă. M vreau să vă întreb, când a mers Maria la mormânt, dis de dimineață, care a fost preocuparea ei dominantă, dragii mei? Au venit Petru și celălalt ucenic, s-au uitat la mormânt, au văzut că e gol, s a dus acasă, ea a rămas, a perseverat. Știți care a fost preocuparea dominantă? Isus. Aici era Isus. Și în vorbele era Isus. Despre Isus a vorbit cu ucenicii când s-a dus să le dea vestea. Despre Isus a, a vorbit cu îngerul ăla care era acolo în, în mormânt. Și care, care a întrebat-o: De ce plângi? L-au luat pe Domnul meu din mormânt. Despre Isus a vorbit cu presupusul grădinar. Pentru că avea această preocupare dominantă. Când ai această preocupare dominantă, ea te ajută să perseverezi în ciuda opoziției, în ciuda împotrivirilor, atacul mașului. Te ajută să mergi înainte. Când ai această preocupare dominantă și perseverezi, îți atinge obiectivul. Și când corul acesta va avea, sau fiecare coris va avea această preocupare dominantă, dragii mei, corul acesta își va atinge obiectivul. Când oamenii care au o preocupare dominantă se întâlnesc între ei, vorbesc despre preocuparea dominantă. Ceea ce a cucerit. Acolo te gândești, zice, zice psalmistul la tine, mă gândesc, din Mițiar, din Hermon, din Iordan, la tine mă gândesc. Adică am această gândire dominantă în ființa mea. Când lucrarea corului este gândirea dominantă, e preocuparea noastră chiar și în discuțiile noastre. Nu știu dacă atunci când vă întâlniți doi corești în oraș, mai discutați ceva despre cor. Nu să bârfiți, nu să criticați, ci să discutați constructiv. Să vă motivați unii pe alții la prezență la slujire, la, la tot ce ține de lucrare lui Dumnezeu. Atunci veți reuși să perseverați și să nu abandonați. Mă rog, Domnule, să ne binecuvinteze pe toți. Vă și surori, lucrarea corului și lucrarea în biserică trebuie să fie un lucru bine făcut. Ca pentru Dumnezeu. Cu rugăciune, cu inimă, în unitate și cu perseverență. Și, dragii mei, când lucrul ăsta se face Lucarea merge înainte, trece de la o generație la altă generație. Și Dumnezeu este onorat și Dumnezeu este glorificat. Să vii să fie numele lui. Amin. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu acum. Și să stăm înaintea Domnului să mulțumim pentru ziua de sărbătoare. Pentru ce a făcut Dumnezeu cu corul acesta 60 de ani. Să-i rugăm Domnului pentru lucrarea aceasta să meargă înainte. Să-i rugăm pentru dirijori, pentru corești. E nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Repet, nu știu pentru câte oară. Lucrul bine făcut în lucrarea lui Dumnezeu începe cu rugăciune și e susținut cu rugăciune. Și frați și surori din biserică, aș vrea să înțelegem acest principiu, să susținem lucrarea lui Dumnezeu cu rugăciune. Că e vreo de sau sau altfel de lucrare.